Consiliul Superior de Medicină Legală explică de ce există cazuri în care testele efectuate cu aparatul drug test folosit de poliția rutieră ies pozitive, iar apoi să nu se confirme la analizele de sânge. Iată răspunsul complet oferit de Consiliul Superior de Medicină Legală. Ca răspuns la recentele articole apărute în presă referitoare la cauzele rezultatelor negative oferite de sistemul toxicologic medico-legal pentru testele efectuate în vederea stabilirii unei intoxicații acute cu substanțe psihoactive la șoferi, Consiliul Superior de Medicină Legală, în urma consultării cu reprezentanți ai Poliției Române, dorește să facă următoarele precizări. Testarea șoferilor în trafic trebuie să îndeplinească o serie de deziterate, precum să ofere rezultate rapide, imediat disponibile, prin metod de ușor de utilizat, de personal nespecificat și cu rata decentă de siguranță a rezultatelor. Aceste deziderate pot fi obținute însă doar prin efectuarea unor teste de orientare sau prezumtive. Erorile raportate în studiile din literatura internațională de specialitate sunt mai mari atunci când recoltarea în trafic se face în lipsa unui protocol înalt standardizat. Trebuie de asemenea menționat că sensibilitatea și specificitatea variază mult și în funcție de performanța echipamentului utilizat. Pentru testarea rapidă în trafic. Examinările toxicologice efectuate în cadrul instituțiilor medico-legale sunt de confirmare, ceea ce înseamnă că ele au rolul de a identifica cu certitudine substanțele psihoactive consumate de șoferi, dar totodată și cataboliții lor. Testele rapide utilizate în cadrul poliției române sunt teste rapide de screening sau de orientare și nu sunt teste de diagnostic sau de certitudine, așa cum sunt analizele efectuate în cadrul INML sau IML, iar în cazul unui rezultat pozitiv, în mod obligatoriu, acesta trebuie confirmat și prin alte metode de investigație. Testele de confirmare realizate în cadrul instituțiilor medico-legale au scopul de a minimiza numărul de cazuri fals pozitive. Instituțiile medico-legale se confruntă cu probleme deosebite de logistică determinate de creșterea exponențială a numărului de solicitări de efectuare, a testelor pentru substanțe psihoactive și de apariția unor noi substanțe psihoactive, a căror determinare necesită echipamente de înaltă performanță, extrem de Situare. relatează antena 3.ro